Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați a lansat proiectul Venus, împreună pentru o viață în siguranță. Astfel au fost create servicii integrate, moderne, în sprijinul victimelor violenței domestice, care să le ofere atât posibilitatea ieșirii din situația de vulnerabilitate, cât și facilitarea transferului către o viață independentă, prin reintegrare socioprofesională. Proiectul Venus, împreună pentru o viață în siguranță, are ca obiectiv general îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și a serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice. În acest sens, la începutul lunii martie, se va deschide o nouă locuință protejată, unde beneficiare vor fi 6 persoane victime ale violenței domestice. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt implementează în calitate de partener local, începând din data de 4-3-2019, proiectul Venus, împreună pentru o viață în siguranță. Începând cu luna martie a anului acesta, va fi deschisă locația protejată, locuința protejată pentru beneficiari. Știm că la nivelul județului Olt funcționează centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie. Începând cu luna martie, vom deschide locuința protejată, unde vor beneficia de servicii 6 persoane, victime ale violenței domestice. Victimele violenței domestice vor beneficia de servicii integrate complementare, de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională. Scopul serviciului social locuință protejată este asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței domestice. Găzduire cu capacitate redusă de până la 6 locuri pe o perioadă de 12 luni în funcție de complexitatea cazului. Acestea vor avea îngrijire, cazare, masă, timp de 12 luni. Găzduirea este pe o perioadă de 12 luni. Vor beneficia și de servicii de asistență juridică, servicii de asistență socială, consiliere psihologică și pe lângă acestea vor avea și consiliere vocațională. Împreună cu ceilalți parteneri ai noștri le vom căuta un loc de muncă și le vom oferi tot sprijinul. În prezent, în centrul de primire în regim de urgență sunt 9 beneficiari, victime ale violenței domestice. De la începutul anului 2019 până în prezent, însă, 60 de persoane au beneficiat de servicii în acest centru.